Știi momentul ăla când te urci pe cântar și îți vine să te scurgi așa de, de uh, când simți greutatea a tot ceea ce ai făcut și a dus la numărul ăla care este pe cântar, care nu ți este pe plac? Cred că momentul ăla este subestimat. Cred că fugim de momentul ăla ca de dracu'. Și ar trebui să stăm cu momentul ăla, pentru că momentul ăla este în care tu deja îți proiectezi o să țin dietă, ce mănânc astăzi, este momentul ăla cu atâta greutate încât ar trebui dezvoltat. M-am arcat azi dimineață pe cântar și am fost... Deci, efectiv, am simțit cum se scurge așa din mine pentru că aveam iluzia și încă o am, adică este discutabilă senzația, aveam iluzia că sunt bine, pentru că la nivel de fizic, de corp, sunt mult mai tonifiată, ca și postură, sunt mult mai mulțumită de mine, dar nu se reflectă în kilograme. Și da, sunt multe aspecte de care să ții cont în momentul în care te raportezi la propriul tău corp. Însă, momentul ăla este ca și momentul ăla în care tu te minți și nu mai scapi. În momentul în care te urca pe cântar, nu mai scapi. No. Ce faci în momentul ăla? Când te gândești deja că nu o să mănânci cum ai mai mâncat, că o să-ți dietă, când simți că nu ești bună de nimic. Este momentul pe care l-am trăit și îl rătrăiesc mult mai rar, dar l-am trăit atât de intens încât de fiecare dată îmi este impregnat și de fiecare dată îmi aduc aminte de el momentul în care nu mai puteam fugi de, de realitate. Dar culmea nu ăla a fost momentul în care mi-am schimbat. Percepția asupra propriului corp și asupra stilului de viață. Nu a fost momentul în care am realizat câte kilograme am, sau în momentul în care am conștientizat, de fapt, că mă mint singură, ci momentul în care am zis, gata, ceva trebuie să se schimbe și trebuie să depun efort, a fost momentul în care am fost efectiv sătulă să mă mai simt așa. Când ești sătulă de, de, situația în care te afli, de kilogramele pe care le ai, de modul tău de viață, abia atunci se schimbă ceva. Dacă îți zic, hai că începem o săptămână, șapte zile în care să nu mănânci zahăr și făină, poți să te ții de chestia asta. Dacă da, scrie un mesaj și încercăm împreună. Dacă tu te gândești, a, păi nu, că urmează aia, urmează aia, altă, mă duc acolo, nu ești pregătită. Nu ești suficient de sătulă ca să faci pasul ăsta și ai intra constant în conflict cu tine. Și starea asta de conflict nu o să ducă nicăieri. Și tot a pornit de la momentul în care te urci pe cântar și realizezi de fapt ce ai. Te invit să discutăm pe această temă dacă dorești sunt disponibile. Acesta este spațiul în care îmi desfășor activitatea ca și consilier de dezvoltare personală. Urmează să lansăm în luna septembrie ateliere pe această temă. Dar dacă subiectul îți este unul sensibil, scriem și vedem ce putem dezvolta de acolo.